Concurenților li s-a pus puțină muzică în această seară și la un moment dat, în timpul muzicii, s-a auzit acea voce de la metro care spune Atenție, se închid ușile! Și doamna Daniela zicea că de fapt mesajul este pentru concurenți că se vor închide ușile și Alexandru a zis ce farsă bună, ați făcut și voi o farsă. Într-adevăr, ușile nu s-au închis după acel mesaj. A fost 1 aprilie, acum este 2, dar nu s-a făcut nicio farsă din ce am văzut eu și poate aceasta a fost o mică glumă ca să nu treacă nemarcată ziua de 1 aprilie. Însă totuși este destul de târziu și nu cred că vor mai fi foarte mult timp ușile deschise. Am auzit-o pe Antonia spunându-i lui Cristian că nu vrea să se închidă ușile, așa că au rămas să, să profite de timpul pe care îl mai iau.